Cine e irmatul cu feindul fresh? Au! Nu ne luptăm, stai că-i luptă! Nouă entitate televizor! Noul plush oficial disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Skibidi Toilet 66 oficial! Pune-te bine în scaun, deoarece o să fie incredibil de tare și 100% o să fie cel mai tare episod. Și poate te întreb de ce? Ei bine, în descrierea acestui episod scrie foarte clar ultima bătălie ever! Lupta finală în semnul întrebării. Așa scrie, deci s-ar putea să fie incredibil episodul. Înainte să începem, haideți să apăsăm cu toții pe butonul de like! Go! Repede! Și hai să vedem episodul anterior, să vedem unde am rămas ultima oară, să vedem dacă găsim vreun secret să aibă legătură. Deci aici a atacat G-Man, oh my god, cu mașinăria care are acele lame. Au trecut 12 zile de la ultimul episod de Skibidi Toilet. Eu personal am uitat tot. Tu, abonate, ai uitat tot. Momo Titanii! Oh my god, fanii adevărați. Da, tu nu ești fan adevărat, că nu știi ce se întâmplă cu Titanul Albastru. Da, nu prea cred că știi. Skibidi, Skibidi, stai cu bomba! Oh my god, ați văzut că foarte recent a mai apărut încă un serial, adică acum vreo 3 săptămâni, cred, care se numește Skibidi Multiverse, în care practic sunt niște oameni noi, nu sunt WC-uri, nu sunt televizoare, sunt ceasuri, ceea ce mi se pare super interesant. Dacă vreți să vedem toată seria, spuneți-mi de urgență. Boom! Oh my god, e dezastru total. De Skibidi Toilet, îmi place foarte mult că a început să fie un film, efectiv un serial. Nu mai este o glumă, nu mai este o memă, este full film sau serial, cum vreți să-ți spune. Dacă ne combinăm toate, facem un film. Like, Titan Albastru, nu! Titan Albastru! Nu! Eu te-am citit în palmă și știu viitorul tău. Să duc după Jimen aici. Creatorul! Nino! Poliția like-ului, n-ai dat like-ul și te-a arestat de Skibidi, poliția like-ului! Mamă, i-am citit în palmă Titanului Albastru și o să se întâmple ceva din cauza savantului, Skibidi Titanul! Deci acolo scrie lupta finală. Cum am spus și eu, eu cred că o să răzbune Titanii pentru ce s-a întâmplat aici și o să-l atace pe Jimen, gravă de tot, ducă după el, după cel real. Cred că știți și voi chestia asta. L-au părăsit pe Jimen! Skibidi papa! Sunt curios câte minute are ultimul episod pentru că a durat 12 zile. Două săptămâni am așteptat. Deci cred că în două săptămâni o să dureze 5 minute, cel mai lung episod din lume. Credeți? Mamă, cu scutul! Papa, Jimen, ne vedem la anul și la mulți ani! Boom! Sunt tare curios dacă multiversul cu ceasurile are legătură cu serialul original. Adică are și el Skibidi, dar... nu știu dacă are vreo legătură la modul oare apar Titanii și toată lumea. Chiar vreau să văd multiversul, dar mai aștept să mai apare episoade. Pentru că momentan sunt doar 8. Boom! Tată! L-a făcut proapă Jimen și aici știți și voi că au câștigat Titanii și l-au bătut pe Jimen întotdeauna. WC-urile au pierdut și Titanii și oamenii cameră și oamenii televizor. Au câștigat războiul după 3 luni. Bravo! I-a băgat cuțitele în ochi. Deci știți și voi că după 3 luni au câștigat războiul. Da, aici se termină războiul, vedeți? Titanii au câștigat războiul, au bătut toate Skibidi WC-urilor. Și acum aici un abonat. Băi, tu nu știi că e fake? Ia să vedem. A știut abonatul că e fake, Jimen. A știut, fii atent. Fii atent că e fan adevărat. Și aici au venit bombele. Nu! Oh my god! Și așa de tăratul tău episod din Skibidi Toilet, înainte să apară acesta care a fost acum două săptămâni. Două săptămâni au trecut de episodul ăsta în care s-a întâmplat explozia fatală, care a dat foc la tot, a fost o capcană pentru Titani și toți abonații au plâns și au dat și subscribe în timp ce au plâns. Corect? Titanul Albastru! Like pentru Titanul Albastru! A murit aici, așa dat dislike și a murit. A murit pe veci. Sunt tare curios ce o să se întâmple în episodul 966, pentru că a murit Titanul și sunt tare curios să vedem ce se întâmplă în continuare, pentru că ne-a lăsat să ne întrebăm oare ce se poate întâmpla și acum vom afla. Let's go! În primul rând, aceasta este poza videoclipului, thumbnail-ul acesta este cu omul televizor, omul boxă, Skibidi WC în spate. Deci e cel mai mare război, a venit toată lumea, s-au enervat clanurile pentru că a murit Titanul, s-au adunat toate clanurile să atace, se bată, se luptă, pentru că se luptă pentru că a venit televizorul, ia uite-l. Ia vedeți ce hype este la noul episod, o să dăm like cu numărul 40.000, sunt curios dacă tu, abonate, nimerești like-ul următor, cum ar fi like-ul 1000, 1100, 1200 și tot așa, da? Eu o să dau 40.000, ești gata, abonate în 3, 2, 1, let's go! Aaaa, niciodată nu-mi iese. 41 de mii! Bă, cel mai norocos like! Tu ai reușit la mine, zi-mi repede. Atenție, atenție, s-a schimbat thumbnail în secunda asta și avem un nou thumbnail. L-am pus și chat-ul sus să vedem ce zic fanii adevărați, Skibidi Toilet, pentru că este premieră în direct. Vreau să vedem în direct.
Acesta este noul thumbnail, este fata televizor. Mamă, sunt toți boșii. Ăsta o să fie cel mai tare episod. Oh my god, cel mai incredibil. Toți boșii. A început premiera. 5, 4, 3. Ia uitați-vă pe ceasul, 2, 1. Cel mai tare episod din istoria Skibidi Toilet. Oficial acum, în direct, noi uităm premiera. Mi s-a probat interesant să vedem premiera, după să vedem secretele. Ba! Oh my god, e războiul final. Mamă, cât de mișto e, no way, că e războiul final. Wow, iată că ne apadă pe Skibidi. Nu pot să crezi, se întâmplă, vă dați seama, vă, nu vă dați seama ce se întâmplă. Oh, ok, aparent jucăm și noi, suntem și noi în luptă. Se crezi câte minute are. Skibidi l-a oprit, bro, am avut doi titanii morși, am făcut poză. Nu pot să cred că de incredibil e. Sunteți supărați? Oh, s-a enervat sau ce se întâmplă? L-a război, că ne-au murit titanii! Bum, 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 bum! Bate-i, mă, pe Demetri, dacă... Ce nu am melodie? Nu am melodie, eu uzi! Oh my god, cât de mișto e, no way! Oh, cine ești tu? Cine ești, mă, tu, cu fade-ul fresh? Au, 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 au! Mamă! No, e incredibil! Asta e 10 din 10, până acum rota 10 din partea mea! Pe tine te știu! Mamă, sunt nervoși! S-au enervat toate tripurile, toate clarurile s-au enervat că au murit titanii! Însemnau foarte mult pentru... Wow! Cine-i rătul din țoțule? Mamă! Doamne, câte se... Fata televizor! Aaaa! Șefii mei, șefele mele! Oh, el patron, te pop! Salut! Oh, e toată lumea! Lupta finală! S-a bărbierit! No! Hopa! Hopa! Cine ești tu? Yeah! Te spun de Tormen! Vă pup, fetelor! Ia uite-ne pe fete! Vă pupă toate! Ia să vedem! Patronul cel bun s-a adunit forțele! S-a G-Man? Sau Savant? Ăsta-i tot, ăsta-i boss! Poliția, poliția la... Wow! Fetelor, nu fugiți că-i război! Fetelor, veniți înapoi! A plecat toată lumea, nu, 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 nu. Plecăm? Nu ne luptăm, stai, că-i luptă. Nu! Aaaa, ia teagă tu. Ai, 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 orbești. Are ochelari. Nu. Oare scăpăm, nu ne luptăm? Ce se întâmplă? Nu ne luptăm? Pada secretă. Mulțumesc, omule televizor titan. Fetelor, ce plan avem, fetele mele? Fetelor, ce plan avem să câștigăm? Ce-i locul ăsta? Savantul, televizor! Aaaa, eu n-am protecție de ochi, ești nebun! N-am protecție! Aaaa! Oh my god! Aaaa, dați-mi protecție de ochi, eu nu văd! Ce s-a auzit acolo? Nu, ești titan, televizor! Aaaa! Îl auzi? Mama mea! Tremur tot, secrete și misterii scribitorii 66, de câte puteți vedea aici? A început războiul, plin de acțiune din prima. Asta la mișcări, la nimic, la vorbe. Acțiune din prima, război, televizoare, camere, toată lumea, toate triburile se bat cu Skibidi veciurile. Pentru că au murit liderii, au murit titanii, amândoi apare și cel roșu e capturat sau mor, habar n-am. Și este război total, din toate părțile vin rachete, BOOM, bombe, tot ce vrei. Ăsta trăie cu două rochie launcher, ok, vreau toate secretele, să mă uit atent. Deci harta pe care este acum e foarte tare, pentru că nu se vede pe fundal nimic, este full fum, explozii. Aici avem un mic elicopter de la camere, trage cu rachete, bube tot. Ok, asta n-am mai văzut, asta este o mașinărie nouă de la oamenii cameră, pentru că până acum camera zburătoare doar transporta mulți soldați, nu trăgea cu rachete, asta e nouă. Pică! Dacă voi vedeți un secret și eu nu-l văd să-mi spuneți, ok, aici din câte am înțeles eu... E înainte să afle că au murit titanii. De ce ei se bat? Oricum nu se băteau aici pentru titani. Au aflat după, în timp ce se băteau și după și-au luat rage, au nebunit complet. Uite-te aici, de ce ei se bat normal? Au un război mare, se bat pentru zona asta, pentru munții ăștia se bat. Nu știm de ce, nu știm ce se află aici sau de ce vor teritoriul ăsta. Poate este foarte important strategic și au nevoie neapărat de această zonă. Dar habar n-am. Uite aici au văzut. Ce scrie acolo? Skibidi, Skibidi, Skibidi. Mamă, câtă dreptate are. Skibidi, Skibidi, Skibidi. Și au făcut poză, practic. G-Man cu Savantu au făcut poză cu titanii morți. Un avion vă că e acolo. Titanii morți, efectiv, și zâmbesc și râd. Ah. Eu supărat că au murit. Zici sincer și nu minți. Deci, efectiv, le-a dat poză. A dat la toată lumea, la toate camerele, le-a dat o poză. Gen, ha, ha, v-am omorât liderii. Luați-o de aici, fraților.
S-a enervat. Uitați-vă și voi de ce a murit Titanul și tremură ca nebunul. Ori de nervi, ori avea control. Era oarecum dacă a văzut că au murit, ea a nebunit complet. I s-a dus coapul. A murit. A murit în cap, gen. I s-a dus tot. L-a făcut prea pe ăsta, ăsta nu se pune, ăsta n-are nicio șansă. Vedeți cât rage are în el, se vede că dă cu... Mamă, da așa cu pumnii cu nervi. Nu-l oprește nimic. Aaaa, i-a băgat baioneta în cap. Știți și voi baioneta, nu? I-a băgat baioneta în cap, e război total, acolo l-am văzut pe ăla că se bate. 100% apare creatorul undeva, dacă voi îl vedeți, scrieți-mi. Skibidiurile moarte, se duc toate la depozitul acela, acolo sunt toți. Lupta finală. Ăsta, nu știu care e faza cu el, deci are cel mai fresh fade din toate skibidiurile. Cel mai fresh ever, e cu ochelari și e foarte nervos, dar nu trage. Și aici vine șefa mea, puterea mea, și îl înjunghe în cap. Puteți să vă zic cât de... Mamă, au venit amândoi și îl înjunghe nostru, băga așa cuțite. Ha, 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 știi? Baaa, ce-l durei, nebunii băgau cuțite la greu. Ăla stânga îi dă pumne acolo, de nu-i se mai vede capul. Helicopterul ăsta, îl știm, apare mereu. Helicopterul e clasic. Dar ce a tras în cap? Aia a tras șefa mea cameră. Puterea mea! Wow, deci ăsta e primul episod în care fetele s-au unit. Fetele, adunarea, să câștigăm războiul, fetele. Deci fetele s-au unit pentru prima oară. L-avem pe bossul care ascultă muzică, n-aude nimic. Oh, a căzut pe spate. A căzut pentru că a venit din țosul. Fratelo, n-ai dinte? Da, el este din țosul nervos, că uitați cât de supărat. Uitați-o la fața lui. Bă, așa se uită, ești nebun, bă. Ia vezi! Oh my god, de ce s-au lovit? Care-i faza? Ăsta nu este tot Skibidi? Deci au intrat unul în altul. What? Ăla e tot Skibidi. Aaa, puterea mea, let's go! Fetele s-au unit, ia uite. Fetele! Mai zic ceva de scena asta. Scena asta e cea mai epică ever din cinema. Corect, e pe locul 1 pe IMDB la filme și seriale. Oficial, Skibidi Toilet. Da, deci aici s-au adunat fetele. Deci avem fata televizor, fata boxă, fata cameră. Adunate în sfârșit. Care este favorita voastră? Deci fiecare echipă are o șefă și un titan. Deci avem... și te și variantele băieți, practic. Bărbieritu! Ia uite, e fresh! Au! Nu a apucat să tragă și i-a căzut o mână. Pop, i-a căzut două mâini. Și acum e cade și a treia. Pop, i-a dat la picioare. Efectiv bossul nostru. Noi credeam că a murit, dar mereu vine. Mereu revine, are și mașinăria aia. Și fetele cred că îl plac. În afară de fata televizor. Uitați-vă ce reacție are. Așa se uită. Nu e impresionat. Du-te mă de aici, așa a zis. Na, așa a zis fata. Și tu ce zici? Mamă, deci, mamă, când o bătut palma aici, cel mai pe moment. Pum, frăția se adună. Bă, pop, ai mei, așa au zis. Bă, pop, frăția se adună. Bun, aici vedem liderul. Unde e creatorul? Nu este. Aici vin toți. Era clar că trebuie să retrag. Acum o să ziceți, deci nu s-au bătut. Ei bine, eu zic că e mai bine că au fugit aici. Deoarece au fugit, urmează o luptă și mai mare foarte curând în următorul episod 100%, pentru că trebuie să-i atace înapoi. N-au cum să fugă. Ia uite și tu câți au venit. Ăla nu știu cine este, ok, atenție, cine este ăla? Cine este ăla, atenție? Uite, se vede o secundă fața, uite. Savantul? I se vede aici Achelia. E Savantul, uite ochiul roșu, ochiul roșu, da, a venit Savantul, nu se vedea de ceață. Dar este El Savantos și vine încoace. Mau, dacă venea Savantul, destul de periculos. Oh, ia uite ce fața a făcut fata televizor. Haideți, fetelor, că vă teleportez eu. Bine că e fata televizor. Dacă nu era fata televizor, s-ar putea să fie murit fetele, că nu poate să teleporteze. Și puterea ei să teleporteze și practic le-a salvat, ia vedeți. Pa, pa! Oh my god, fugiți toți! Dar ce arăta aici, uite, vedeți că televizorul arăta ceva. Dar nu știm exact ce credeți, să uităm în reverse, că zice ceva invers. Zice ceva, zice un mesaj. O să vedem imediat ce a zis, vreau să aflu și eu ce a zis. Deci ne băgăm în cutie pentru că ne ia titanul televizor. Ne fac unui titan, gigantul televizor, mai bine zis. Gigantul televizor ia cutia. De uite ce WC-uri gigantice aici în depozit. What? Aici WC-ul e treaba mare și treaba mică. Ok, deci a luat, ia cutia practic, ia containerul. Se teleportează cu ei. Jup! Asta este, nu știu ce chestia asta, e cea mai mare abominație. Deci este la costum, este Skibidi, este combinat cu cameră, are căștile. Și aici când vrea să-l orbească televizorul, își pune o pereche de ochelari. Deci uitați-vă ce față are, au devenit prea puternici. Deci efectiv, orice fac oamenii cameră, oamenii box, oamenii televizor, Skibidi s-au învățat, nu mai le merg schemele astea. Deci efectiv, a scos ochelarii. What? E incredibil, pa, uite ce zâmbet au făcut. E grav, au un plan, o să ne omoare pe toți. Eu sunt curios în ce echipă ești tu, cel care te uiți. În ce echipă ești acum, televizor, cameră sau Skibidi? Televizorul? Deci aici ajungem la baza asta, ok, baza cu fetele. Fetele se uită, sunt șocate. Ce tare e pe aici, la fața televizorului nu e impresionată că e baza ei. Asta este baza, uite ce bucuroasă. Hihi, așa se uită. Hihi,
Azi a câștigat războiul, scrie dimensiunile la gunoi. Și ce mai avem noi pe aici? Ok, deci asta este locația. Ce se întâmplă? Uite, uite cum faci acolo, vedeți? Ce e aia? Savantul, televizor. Te pop. Ce zice? Trebuie să aflăm ce zice noi. Tămării vărsi imediat și aflăm ce zice aici, pentru că zice un mic secret. Trebuie să-l aflăm. Așa zice. Ia să vedem. Și aici, ok, mulți o să aveți teoriile voastre, normal, fiecare cu teoria lui, dar am să vă zic teoria mea. Eu cred că este titanul televizor, dar mega upgradat, mega reparat, mega puternic, face cât doi titani normali, pentru că face prea urât. Și l-aveți pe savantul televizor, avem bodyguard-i. Uitați-vă, e insane. Deci e insane, puterea mea, inima mea, uite-l, inima mea. Și apoi se termină și-l auzim, ia auziți. E titanul, n-are... Și zice ceva, zice ceva, cred că zice... Ți omor pe toți! Ne uităm în reverse acum și aflăm. Special pentru voi am dat în reverse să vedem invers, să vedem ce zice. Ok, începem prima dată pentru că este invers, o să auzim ce se aude când e întuneric și vorbește titanul, liniște. Ce zice, mă, titanul? Liniște totală! Ce zice? Zice ceva? N-am înțeles ce a zis titanul, deci n-am înțeles ce a zis. A zis ceva gen... De fapt, nici n-am înțeles, what? M-am uitat de câteva ori și cred că am înțeles aici. Aici gen, it's too late, care înseamnă este prea târziu. Prea târziu să ce? Prea târziu pentru G-Man? Complicat. Și vedea că noi uităm în continuare reverse aici, o să vorbească iarăși televizoarele. Savantul. Ce zici tu, savante? Aaaah! N-am înțeles. A zis și la fel, it's too late și după nu știu ce a zis încă cea. N-am înțeles. Oare știți voi ce a zis? Ce a zis aici? What? Zice? Nu înțeleg ce zice, zice prea distorsionat, nu prea înțeleg ce zice, e foarte greu să dai seama și în reverse. Mai avem un coșer în care zice ceva, deci mai zice ceva fix aici. Ia mă ce zice patronul meu. Pleacă de aici, asta am înțeles, a zis get out of here, care înseamnă pleacă de aici. Dar l-a avertizat să plece, fata TV zice ceva, nu cred. Sfârșitul! Da, e foarte greu să dai seama, dar poate știi tu, abonate.